Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Subiectul de azi, râurile din cer, ce se prăvălesc pe pământ. Fenomene neobișnuite care vor lovi lumea. O echipă de oameni de știință de la Universitatea Tsukuba din Japonia, care a făcut un studiu legat de schimbările climatice din lume, a descoperit că un fenomen extrem se va intensifica și va lovi globul. Astfel, așa numitele râuri din cer vor aduce precipitații record, în special în regiunile din Asia, dar și în Europa și America de Nord. Aceste râuri din cer sunt practic niște benzi înguste de vapor de apă concentrați, care cur prin atmosferă și pot duce la niveluri ridicate de precipitații peste munți sau zone cu altitudini medii, potrivit Daily Mail. Cercetătorii au creat un model pentru a investiga comportamentul râurilor atmosferice și al precipitațiilor extreme din Asia de Est, în urma diferitelor rezultate ale schimbărilor climatice. Experții au fost inspirați să analizeze fenomenul după ce în Asia de Est s-au produs precipitații extreme abundente în iulie 2018 și iulie 2020, cauzate de râurile atmosferice. Echipa de cercetători de la Universitatea Tsukuba din Japonia a descoperit că dacă temperaturile cresc cu 4 grade Celsius, în cazul celui mai rău scenariu privind schimbările climatice, atunci râurile atmosferice ar deveni mai intense, ceea ce ar duce la nivelul record de precipitații în toată Asia de Est. Deși cercetătorii au analizat doar Asia de Est, totuși ei au afirmat că previziunile lor s-ar aplica și în zonele cu altitudini medii, cu lanțuri muntoase abrupte, inclusiv în Europa și America de Nord. Devine din ce în ce mai clar că încălzirea globală înseamnă mai mult decât temperaturile mai ridicate, au spus experții japonezi. Evenimentele extreme, cum ar fi ploile abundente, inundațiile și valurile de căldură ucigașe, devin din ce în ce mai dese și mai intense în întreaga lume. Descoperirile au fost publicate în luna decembrie 2021 în revista Geophysical Research Letters. Agenția spațială americană NASA a trimis un avertisment lumii anunțând că o furtună solară puternică va lovi Pământul, iar vântul provenit de la astrul nostru va interacționa cu câmpul magnetic al planetei noastre cu aproximativ 2 milioane de kilometri pe oră. Erupția solară e așteptată să sosească pe Pământ în cursul zilei de luni 28 martie 2022, în jurul miezului nopții, ora GMT, conform NASA scrie Brit Online. Cu toate astea, Administrația Națională Oceanică și Atmosferică, NOAA, din Statele Unite, consideră că furtuna solară va lovi Terra începând cu ora 6 AM, GMT, adică cu 18 mai devreme decât predicția NASA. Când vântul solar care lovește câmpul magnetic al Pământului cu aproximativ 555 de kilometri pe secundă, aproximativ 2 milioane de kilometri pe oră, potrivit Space Weather, interacțiunea lui face ca atmosfera să strălucească și să apară fenomenul aurorelor boreale sau a luminilor nordului, care se petrece în emisfera nordică. Doctorul Tamita Skov prezice că recepția undelor radio de înaltă frecvență va fi afectată oriunde pe Pământ. Ea a declarat că, potrivit NOAA, e indicată o furtună solară mai rapidă care va lovi mai mult timp. Expertul a spus că efectele pot ajunge chiar și la latitudini medii pe suprafața planetei noastre. NOAA a avertizat că erupția solară din 28 martie 2022 duce la formarea unor aurore boreale frumoase, dar va perturba și sistemele de navigație globală prin satelit, GNSS, putând crea curenți geomagnetici dăunători în rețelele electrice. Furtunile solare mari, sub forma unor ejecții de masă coronală, pot avea efecte devastatoare asupra Pământului și infrastructurii de comunicații globale, undelor radio, a rețelelor electrice și internetului. Oamenii de știință de la NASA susțin că Soarele își va consuma cea mai mare parte a hidrogenului din interiorul său și va exploda. Când se va ajunge în această fază, astrul nostru va muri, se va transforma într-o gigantică bilă roșie și va distruge Pământul cu tot cu locuitorii săi. Experții cred că fenomenul, care include faza de viață a Soarelui, se va finaliza în aproximativ 5 miliarde de ani, iar astrul va înceta să mai creeze căldură prin fuziunea nucleară, potrivit Yahoo News. NASA spune că miezul Soarelui va deveni instabil, va exploda, iar straturile sale exterioare se vor extinde. Această expansiune va înghiți în cele din urmă Mercur și Venus. În plus, vânturile solare ucigătoare, foarte puternice, vor lovi Pământul, deposedându-l de câmpul magnetic, care îi generează atmosfera și îl protejează în prezent. E un moment înfricoșător la care e bine să nu te gândești, mai ales pentru orice formă de viață de pe Terra, umană sau nu,
care ar putea rămâne în toți acești ani de acum înainte. Desigur, până când soarele va muri și va explota, există șanse ca omenirea să experimenteze alte amenințări pentru planetă, precum impactul unui posibil asteroid venit din spațiu sau înrăutățirea catastrofală a schimbărilor climatice. Potrivit oamenilor de știință de la NASA și de la Universitatea Boulder din Colorado, oceanele Pământului vor fi vaporizate de energia soarelui peste 1 miliard de ani. În acel moment, luminozitatea astrului nostru va fi crescut cu aproximativ 10%. În cele din urmă, viitorul Pământului e sumbru, cel puțin așa spun cercetătorii. Poate că de aceea atât de mulți oameni sunt concentrați în prezent asupra călătoriilor din spațiu și de pe alte planete, un posibil refugiu pentru omenire în cazul unei catastrofe globale. Miliardarul Elon Musk, CEO al companiilor americane Tesla și SpaceX, a avertizat omenirea printr-o postare pe rețeaua de socializare Twitter că toate speciile de pe Pământ au 100% șanse să dispară într-o extincție în masă, cu excepția cazului când pământenii se vor muta într-o altă lume. O lucrare recentă publicată de Biological Reviews pe 10 ianuarie 2022 a oamenilor de știință de la Universitatea Cornell arată că pe planeta noastră au avut loc 5 extincții în masă cauzate de fenomene naturale extreme, iar a șasea a început deja, potrivit Interesting Engineering. Echipa condusă de Robert Covey a estimat că 260.000 de specii de pe Pământ au dispărut începând cu anul 1500. Savantul și colegii săi sugerează că eforturile de conservare a vieții de pe Terra, deși limitate, trebuie continuate, iar biodiversitatea e necesar să fie bine documentată. Atunci când un utilizator de pe Twitter a împărtășit această lucrare cu publicul său larg, Elon Musk a intervenit susținând și el că sunt șanse 100% ca toate speciile să dispară datorită expansiunii Soarelui, cu excepția cazului când oamenii vor deveni multiplanetari. Potrivit cercetătorilor de la Universitatea Cornell, New York, din Statele Unite, Soarele se va extinde cu adevărat atunci când va rămâne fără hidrogen și va arde pârjolind și Pământul. Numai că acest fenomen, prin care Soarele se va transforma într-o gigantică roșie, se va petrece în aproximativ 5 miliarde de ani. Planul de evadare al omenirii de pe Pământ pe alte planete e vital, dar doar ca o variantă B, iar ceea ce avem nevoie acum este un program ferm de contracarare al schimbărilor climatice de pe planeta noastră. În urma încălzirii globale, Pământul ar fi pierdut o cantitate uriașă de gheață, dezvăluie oamenii de știință. E vorba despre 28 de trilioane de tone de gheață. Cercetătorii britanici de la universitățile din Leeds, Edinburgh, precum și de la University College din Londra, au adunat și analizat datele de la sateliți privind polii planetei dintre anii 1994 și 2007. Cu ajutorul acestora au identificat impactul creșterii emisiilor de gaze cu efect de seră asupra Pământului. Rezultatele cercetării mai arată că nivelul apelor ar putea crește cu până la un metru până la finalul acestui secol. Ca să înțelegem mai bine ce înseamnă asta, fiecare centimetru înseamnă 1 milion de oameni care vor fi nevoiți să-și părăsească casele. În trecut, cercetătorii au studiat zone individuale, cum ar fi Antarctica, dar e pentru prima dată când cineva ia în calcul toată gheața care dispare de pe întreaga planetă. Ce am descoperit ne-a șocat, spune profesorul Andy Shepherd de la Universitatea Leeds, potrivit Daily Mail. Rata pierderii de gheață a crescut cu 57% din anii 20, de la 0,8 la 1,2 trilioane de tone pe an, din cauza dispariției ghețarilor montan din Antarctica, Groenlanda, dar și a gheții din banchiza Antarcticii. Cercetătorii atrag atenția că topirea gheții va reduce capacitatea planetei de a reflecta radiații solare și va cauza perturbări majore pentru speciile ce trăiesc în apele arctice și antarctice. Un studiu realizat de NASA a relevat faptul că gheața din Antarctica și Groenlanda se micșorează și se topește constant începând cu anul 2003. O echipă de oameni de știință de la universități din Canada, Statele Unite, Marea Britanie și Finlanda, care a realizat un studiu despre Arctica, dă un avertisment serios omenirii privind viitorul acestei regiuni. Experții anunță că un fenomen alarmant va lovi zona, ploile vor înlocui ninsorile până în anul 2060. Încălzirea globală va conduce la schimbări climatice dramatice, istorice, în Arctica, ce cuprind oceanul și părți din Alaska, Canada, Finlanda, Groenlanda, Islanda, Norvegia, Rusia și Suedia, potrivit Nature.
Cercetătorii conduși de Universitatea Manitoba din Canada, care au analizat cele mai recente proiecții climatice, au descoperit că ploaia ar putea deveni predominantă în Arctica, chiar și la o creștere a încălzirii globale de 1,5 grade Celsius. Estimările experților arată că precipitațiile arctice vor crește foarte mult în secolul al XXI-lea, între 30 și 60% față de nivelul actual, până în anul 2100. Acest fenomen neobișnuit pentru regiune ar putea avea un impact pronunțat asupra balanței de masă a calotei de gheață din Groenlanda, asupra creșterii nivelului mării, a florei, a faunei și aspectelor socioecologice asociate sistemelor. David Chalmers, profesor de filozofie la Universitatea din New York, Statele Unite, a publicat recent o carte intitulată Reality Plus, în care vorbește despre o amenințare gravă la adresa omenirii. El susține că lumea de azi va fi înlocuită de o realitate virtuală în viitorul nu prea îndepărtat. Schimbările vor fi mai severe și vor avea loc mult mai devreme decât se prevedea și, prin urmare, vor avea implicații majore pentru viața din Arctica și dincolo de ea, a spus doctorul Michel McChrystal de la Universitatea Manitoba Winnipeg, Canada, conducătorul studiului publicat recent în revista Nature. Privind modul în care ciclul apei din Arctica s-ar putea schimba până în 2100, cercetătorii au descoperit că se estimează că toate formele de precipitații vor crește în toate anotimpurile ca urmare a încălzirii globale. Ploaia va înlocui ninsoarea cu unul sau două decenii mai devreme decât indicau modelele climatice anterioare, o schimbare legată de creșterea încălzirii și de declinul rapid al gheții marine. Schimbările din Arctica sunt profunde. Studiul arată că impacturile vor fi puternice, fiind legate de nivelul global de creștere al temperaturilor și, prin urmare, vor depinde de emisiile de gaze cu efect de seră în viitor, a spus Gavin Schmidt, directorul Institutului Goddard al NASA. Oamenii de știință de la Universitatea din Aberdeen, Scoția, au făcut o descoperire de senzație legată de creșterea dramatică a concentrației de oxigen pe Pământ. Experții au găsit că un fenomen neobișnuit, explozia vieții oceanice din urmă cu 2 miliarde de ani, a ajutat la crearea munților, inclusiv a lanțului emblematic Himalaya. Cantități uriașe de plancton s-au transformat în grafit după moarte, un lubrifiant care s-a scufundat pe fundul oceanelor, ceea ce a permis așezarea straturilor de rocă unul peste altul, potrivit Daily Mail. Ulterior, acest fenomen a permis spargerea plăcilor tectonice gigantice, ele mișcându-se și dând naștere munților în următoarele milioane de ani. Profesorul John Parnell de la Universitatea din Aberdeen, care a condus cercetarea, a spus că munții sunt o parte esențială a peisajului, dar lanțurile muntoase s-au format abia la jumătatea istoriei Pământului, acum aproximativ 2 miliarde de ani. Înregistrările geologice ale acestei perioade includ dovezi ale unei abundențe de materie organică în oceane, care atunci când a murit a fost păstrată sub formă de grafit în șisturi. Formarea munților de pe planeta noastră s-a petrecut odată cu ciocnirea plăcilor tectonice din interiorul Pământului, care a provocat împingerea unor structuri uriașe de rocă spre cer, iar planctonul a jucat un rol cheie în crearea acestor straturi naturale. Marele eveniment de oxidare, o perioadă de timp în care atmosfera Terei și oceanul au experimentat pentru prima dată creșterea cantității de oxigen, fenomen petrecut acum aproximativ 2,3 miliarde de ani. Echipa de cercetători arată că primul lanț muntos de mare înălțime a apărut pe Pământ în perioada cuprinsă între 1,95 și 1,65 de miliarde de ani în urmă. Deși se știe de mult că procesele tectonice au fost lubrifiate, cercetările noastre arată că abundența totală de carbon din ocean a jucat un rol crucial în îngroșarea scoarței, care a dus la formarea lanțurilor muntoase de pe Pământ, a spus Parnell. Autorul australian spune că lumea materială din prezent își poate pierde din alură pe măsură ce tehnologia realității virtuale avansează, punând stăpânire pe omenire, potrivit The Guardian. Progresele tehnologice vor oferi lumi virtuale care rivalizează și apoi depășesc tărâmul fizic. Și cum acestea dispun de experiențe nelimitate și convingătoare, lumea materială își va pierde din atractivitate, susține filozoful. Un mod obișnuit de a gândi despre realitățile virtuale este că acestea sunt într-un fel niște realități false, că ceea ce percep în realitatea virtuală, VR, nu este real. Cred că acest lucru e greșit. Lumile virtuale cu care interacționăm pot fi la fel de reale ca lumea noastră fizică obișnuită. Realitatea virtuală este realitatea autentică, susține David Chalmers.
În deceniile următoare, Chalmers crede că vom renunța la căștile greoaie din prezent pentru interfețele creier-calculator, Brain-Computer Interface, BCI, care ne vor permite să experimentăm lumi virtuale cu toate simțurile noastre. Filozoful crede că și lumile virtuale de azi sunt reale. O conversație în VR este una reală, spune el. Pe măsură ce lumile virtuale devin bogate și convingătoare, vom putea construi societăți virtuale, vom avea locuri de muncă virtuale și vom avea motivații, dorințe și obiective care se desfășoară în acele medii. Cu toate astea, lumea fizică nu poate dispărea peste noapte. Pe termen scurt ne vom baza în mod destul de clar pe realitatea fizică și cu siguranță nu aș recomanda să o abandonăm, dar pe termen lung e posibil ca oamenii să-și petreacă cea mai mare parte din viață în realitatea virtuală, spune Chalmers. Prieteni, ne oprim aici. Sunt Cristian Alexandrescu, dorindu-vă toate cele bune, vă spun ca de obicei, pe curând!